Salutare lumea mea, și bine m-am regăsit la un nou episod din V Rising. Băi băieți, n-am mai filmat de mult V Rising, dar nu vreau să părăsim acel joc, vreau să îl terminăm pentru că e foarte mișto. Am mai făcut eu niște pregătiri pentru episodul ăsta. Bun, ce o să facem în episodul ăsta? O să mergem să batem bossul care ne deblochează Iron-ul. Deci hai să-i dăm drumul până ajungem acolo. Ar trebui să se facă noapte. Trebuie să ajungem aici. Și e destul de perfect, pentru că oricum trebuie să curățăm și pe acolo mobii, toate astea. N-am pu... Oh, fuck. Asta încă nu putem să-l batem. Mamă, e level 46. What the fuck? Tristan? The Vampire Slayer. Ok, hai să mergem. Mergem noi frumos așa încet. Prelocația cu bossul. Trebuie să, oricum, trebuie să batem și mob pe acolo ca să... Ca să putem să ajungem la el, pentru că e mai fortăreață, să zic așa. E un stronghold. Aici e o fucking plantă. Așa, bun. Ne-am făcut noi armura asta de Night, de Merciless Night, Nightstalker Glove și toate chestiile, mă rog, și ne-am făcut și un inel, Frozen Eye-ul, pe care a picat Recipe-ul de la el, de la arcașul de gheață. De acolo avem Recipe-ul, l-am bătut de vreo 3 ori și a 3 ori mi-a picat. Iar acest Merciless, fac, 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 fac. Această armură, Merciless pică de la boss-ul, de la Bandit Armory. Trebuie să-l bateți de vreo 4-5 ori. Asta dacă nu vă dă dubluri. Adică dacă vă dă dubluri, trebuie să-l bateți doar de 4 ori. Dacă eu l-am bătut de 5 ori pentru că mi-a dat odată o dublură pe chest. Și na. Și avem și armura asta pentru că avem doar level 30, efectiv. Aveam inelul ăla vechi, mov, și armura aia nașpa. Merciless, adică fără Merciless, asta normală. Și am doar level 30, fraților, și nu mi-ajungea să bat boss-ul ăsta. Am încercat să-l bat cu levelul ăla, dar m-a omorât efectiv. Îi deam prea puțin damage. Așa că acum sper să fim mai ok. Acum suntem level peste el, mi se pare. Și vreau să vă zic că inelul ăsta îmi dă foarte mult level. Asta vreau să vă zic. Deci chiar e un inel foarte bun. Oh, o să-l omorâm pe ăsta ca să luăm blood 49% din brut. E bine, e foarte bine. Bun, avem două d-astea, perfect, ok. Hai să punem și noi dinamita pe jos pentru că avem nevoie de dinamită. Ca să putem să spargem asta. Bun. Bun. Și se face și noapte imediat. Aș vrea să ajung totuși mai sus. O fac. Ok. Să ajungem până aici, efectiv. E destul de mult drum. O să ne trebuia să ne batem cu toți ăștia de pe aici. Hai să-i luăm încet, încet. What? Cine m-a tras? Ok, fuck. Ok, ușor, ușor, ușor. Nu vreau să-mi iau nici foarte mult de mici, că nu prea avem inim să mâncăm. Fuck. Bun, am urmă pe ăștia. O fac, 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 vine soarele, vine soarele. O să se facă noapte în curând oricum. Nu o să mai fie nicio problemă. Soarele, dar aș vrea să ajung la boss, să batem bossul pe noapte. Să nu pierdem prea mult timp aici. Hai mă, așa mă, bun. Hai, mor și tu, te rog frumos, mulțumesc. Hai să-i dăm. Level 42, a, da, avem level 42 pentru că am mâncat în ăsta și avem mai mult de mici acum, da, e bine. E foarte bine că l-am găsit pe ăla de 42 acolo, sincer. Unde trebuie să-l luăm, what the fuck? Ok, oricum trebuie să mă bat cu ăștia acum. Pentru că, na, putem să trecem prin ei. Hai să omorâm și arcasul ăsta, bun. Trebuie să mergem pe aici și să urcăm noi sus. Hai că mult nu mai avem oricum până la boss. Hop. Hai să-mi câțiva de ăștia aici. Mori tu, te rog frumos, rapid. Oh, fuck. Mi-a prins în asta, dar nu contează că i-am bătut. Bun, și mai este un arcaș aici, pe care o să-l omorâm acum. Oh, direct, one hit. Nice. E foarte bun inelul ăsta. Îmi dă critică și îmi dă și damage în plus la abilități. Hai să facem așa pe...
Bun. A, aparent mai e un mob aici. Un apcaș de 26. Bun. Băieți de aici. Bun. E încă un arcaș și gata. Bun. Ne facem și noi full HP înainte de fight, pentru că o să avem nevoie. Sper să nu mai îmi dea așa de tare mobul ăsta. Faza e că trebuie să ne ferim de tot ce dă el efectiv, altfel nu-l batem. Dacă nu facem asta. Și mai avem câteva ore. Ah, hai că e ok. Am ok cu noaptea. Trebuie să scoatem și mobii ăștia rapid. Să-i scot cu asta. Bun. Oh, îi dau foarte mult damage acum. Ah, e easy, 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 ok. Trebuie să ne ferim de skill-urile astea pentru că sunt foarte OP. Dau foarte mult damage. Dar acum chiar îi dau mult damage. Oh, fuck. Ok. Ușor, domnule. Ok. Am uitat că dă spell reflect. Ah, fuck. Ok, trebuie să-l bat pe ăsta repede, să nu-l las. Să nu-l las deloc ăsta. Mamă, cât mi-a dat, what the fuck, ok. Nu mai atent. Oh, fuck, 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 fuck. Ok. Unde e? Vino înapoi. Oh, fuck. Oh, fuck. Ok. Ok, și-a luat stun acum, trebuie să-i dăm mult damage. Fuck. Fuck. Ok. Fuck. Ok. 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 Oh, easy, gata, l-am bătut. Bun, mă băieți, am deblocat Iron-ul în sfârșit, pentru că eu luasem foarte mult Iron pe live, efectiv am minat foarte, foarte mult Iron și nu știam că trebuie să avem lista să putem să facem Iron. Așa că avem Iron acum pregătit, ceea ce este foarte, foarte bine și putem să ne facem efectiv armură în sfârșit de Iron. Cine a dat acel boss? Sunt foarte curios. Unholy... Unholy? Nu. Asta? A, nu, 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 asta o aveam. Ah, asta ne-a dat-o, wow. Ultimate ability. Nice, ne-a dat-o ultimată. Ce face? Charge for Odin, grab an enemy dealing 120, așa, damage. Deal 100, mamă, mamă. Mamă, și-l dă și stun. Mamă, mamă, ok. Păi și cum folosim? Ah, trebuie să ieșim din forma asta, nu? Da, ok. Nice. Bun, acum e acasă, să punem tot Iron-ul la făcut. De fapt, ar fi trebuit să înceapă deja, nu? Iron-ul să se facă, cred. Sper că nu trebuia să-mi dea ceva anume boss-ul ăsta. Da, hai să mergem acasă acum. Și aș vrea în curând să ne mărim și castelul, pentru că nu prea mai am loc. Eu chiar am crezut că o să-mi ajungă tot locul ăla ce aveți, fraților. Nu mai mi-ajunge efectiv locul. Nu putem să ieșim pe aici, aparent, ups. Hai să plecăm. Bun, și nu știu care e următoarea etapă acum, aș vrea să-l bat și pe ăla. Și pe bossul ăla, care tot se plimbă de Vampire Slayer. Și pe ăla aș vrea să-l batem, că o să avem mai mult level acum când ne schimbăm arma. Cred că ajungem, mă rog, toată armura și toate armele. Cred că ajungem până la 4-6, cred. Sau mai mult chiar, nu știu cât îți dă fiecare armură, fiecare pis de armură. Dar vom vedea oricum, nu contează. Hai pe aici, da, bun. Oh. Piston, nu cred că îi dau damage, încă e 4 level mai mare, sincer n-aș vrea să mă bat acum cu el. Dar o să vină și timpul lui, vă promit, o să vină și timpul lui. Așa, opa, fuck it, stați-mă. Mm-hmm.
Oh, fuck. Miliția Brawler. Pe ăsta încă nu-l batem, nu? Sau? Ba da, cred că am putea să-l batem și pe ăsta. Ok. Faza la asta care are doar un stand, dar de ce nu-i văd HP-ul? Dar îi dau destul de mult de mine, am ce să zic. Ia. Oh my god, cât i-am dat, lol. Oh, fuck, dacă dă el. Oh, fuck, dă el. Mori. Misty Necklace, what? Nice. Nice, ne-a dat un recipe. Ia să vedem. Pentru necklace, what? Misty Necklace, oare putem să-l punem aici, gen? Oh my god. O să avem și mai multe level acum, perfect. Hai să ajungem acasă. Ia să vedem repede aici. Eu vreau să văd dacă a început asta să meargă ea. Sunt foarte curios. N-au început. What? A, ba da, merge. Ok, bun. Deci trebuie să fim aici, trebuie să depăsăm pe ea ca să meargă. Hai să punem și iron-ul ăsta de aici. Bun, la facere. Bam, bam, bam. Și e perfect, o să se facă destul de multe. Sper. Câte stacuri avem de fapt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avem 7 și se fac câte 20, 140. E bine, e bine. Richard, deci ia să vedem ce am găsit noi aici. Care e mă ăsta? What? Prinde this book to study to unlock a new technology. Nu aici? What? Aparent am văzut că dacă avem paper putem să descoperim singur tehnologie. Ia să vedem cât paper avem. Oh my god, avem o grămadă de paper, lol. Și aici ce e? Nimic, mai avem paper pe undeva? Nu cred, nu cred. Ok, hai să vedem, hai să vedem. Ia. Ok, crossbow nu-mi trebuia. Ce e asta? Waterwell. Ok. Și mace-ul ăsta. Merciless, ok, nici asta nu trebuia. Da, dar vreau să bag asta, de ce nu mă lasă? Bring this book to study to unlock a new technology. Păi și de ce nu merge? What the fuck? Oare îmi trebuie o altă de asta? Sau care-i faza? Oare avem altă de asta de craftat? Ia stați puțin să ne uităm. Crystal. Production. Smithy. What? Smithy? Asta e pentru iron. Mama, cât ne trebuie 32 gold și 16 sulf. Taylor Bench. Ok, dar astea când s-au deblocat? Acum, după ce am bătut boss-ul ăsta? Astea nu erau. Ok, vreau să fac și asta. Cotton iarn. Mamă, de unde luăm cotton iarn? What the fuck? Ok, aici nu cred că avem nimic nou, nu? Tom, nu. Ok, research. Dominance. Și astea, ok. A, deci atâta. Nu avem. Walls, pana mea. Așa. Nice. Lighting. Ok, deci cam atâta e. Păi și? Altceva, nu? În fine, da, nu știu. Nu știu cum vedem noi chestia asta. Vreau să văd dacă ducem scrollurile astea. Unde erau, mă, frate? Nu le mai găsesc acum, pe bune. Incredibil așa ceva. Astea. Ups. Used to uncover new technology. Păi și cum le facem? Da, nu știu, nu-mi dau seama oare dacă le bag aici. Îmi dă? Nu.
În fine, o să vedem noi cum merge. Poate trebuie să mai evoluăm ca să folosim alea, nu știu. Poate o să mai sunt o grămadă de iteme pe care trebuie să le descoperim. În fine, hai să bag... Vreau să fac aici. A, nu, aici, aici. Bun. Hai să bag inimioara asta. Ok. Păi trebuie să facem chest altru, ăsta e următorul pas, trebuie să facem o grămadă de chestii de craftat. În fine, hai să mă mai duc să mai bat un boss, dacă tot suntem pe video. Care e următorul boss? Putrid Red. Ok, hai să luăm ăsta, nu? Așa zic. Hai să-l căutăm pe ăsta. De ce nu mă lasă să dau trec? What? Ăsta nu mă lasă să dau... Ok, nu, în fine. Hai dăm la ăsta atunci. Tracking. În ce parte trebuie să mergem? Partea aia, aparent. Ok, mergem în partea asta, nu-i problema. Sper să nu trebuiască să-i sparg și lui ăsta baricada, să zic așa, că nu mai am TNT. Uite, pe Lidia, de ce o sarcer? Lasă-mă pace. Mi-am închis să mă bat acum cu tine. Tot în partea asta, ci că trebuie să mergem. Acum? Ce parte? În partea asta, ok. Ai tu Stone Golem-ul ăla se bate acolo. În continuu se spawnează Stone Golem-ul aici și se bate cu ăștia. Cateringă. Ia acum în partea asta, aparent. What? Ok, hai să-l batem și pe ăsta, că ăsta dă... Nu știu dacă dropează ceva nume bun sau dacă dropează doar silverul ăla. Ok, silver, taint heart. Da, deci nu dropează nimic bun. Am bătut de o grămadă de ori. Niciodată nimic. Hai să o luăm prin... Hai să mai tăiem din drum. O luăm prin cimitir. Aaaa, îmi vine să strâng, fuck it. Ok. Bun. Cum ce parte? În partea aia? În ce parte? Partea asta de sus, ok. Cred eu că pe aici. Fuck, n-am luat-o bine. În partea asta, ok. Da, e bine, e bine, mergem bine. Cred că e fix aici. A, ba nu, aici e Bandit Armory, nu are ce să caute aici, what the fuck? O fi după Bandit Armory, nu știu. Da, e pe sus, pe sus, îmi indică sângele. Tot în sus. Aici n-am umbră, din păcate. Partea asta. Ok. Partea asta mergem. Oh, dacă de mare poate să fie mapa, what the fuck? Efectiv, e o mapă foarte mare. Ok, acum ori aici, ori în partea asta. A, nu, n-am luat-o bine. E partea asta, ok. Căutăm boși, căutăm boși prin sângele lor, efectiv. Mă, în sus.
Da, înseamnă că e aici, gen. Aici n-are cum să fie. Mami, mi-a dat în spate acum, ce căcat. Hop. Tot în spate mi-a arătat, what the fuck? Dar cred că e aici. De fapt, dar trebuie să mi-arate în sus, nu? Cred. Ia. În partea asta, acum. Aici, sus, o fi? Ceva? Aici? Cred că aici este, da? Cred că aici este. Living Meadows, da, că e o zonă foarte mare. Cred că aici este bossul. Ia să vedem. Oh shit, cum arată locul ăsta, what the fuck? Date. Problema e că nu, nu-i noapte încă, dar hai că se face noapte. A, asta cred că este, nu? Da, asta este. E doar ea, ce bine îmi pare, lol. A fost invizibilă pe bune. Ea nu cea stun pe bune? What the fuck e chestia aia care tragem noi? What? Ieși de aici, mă. Este ciudată. Mamă, și nu-i dau damage la chestia aia mică. Ah, fuck. Mi-a luat fear, what the fuck, asta dă fear. Mamă, mai venit o chestie de asta. Ah, fuck. Hai, combate, ok. Nu, mi-a luat fier, iar, fuck. Hai mă, mori o dată. Aia zic, bine-s, băieți, bine-s. Easy! Bun, măi, bun. Da, cred că am atat și cu episodul de astăzi. O să continuăm cu seria asta, cum am zis, nu o să o lăsăm, doar că o să mai joc eu pe ochiera și o să fac doar ce e interesant pe joc, pentru că e foarte mult farm, știți? Dar da, dacă v-a plăcut episodul, lăsați un like, un subscribe, un comentariu și un share, o să răspund la toate întrebările voastre, bineînțeles, în cazul în care aveți. Eu am fost Nutella, vă pup pentru că m-ați urmărit și vă mulțumesc. Și rămâneți pe canal pentru a urmări în continuare aceste serii ale mele și live-urile mele. Vă pup, pa, pa, ne vedem în episodul următor.